Salutare, vreau să-i demontez azi toba la Zenoa, să vă arăt și vouă uzura unui motor de 9 ani, atât cum se vede pe gaura de evacuare. Pentru la tobă vă trebuie un imbus de 5, cât mai rezistent și lung. Avem aici două servuri, aici două. Și se dă toba relativ ușor jos. Fără prea multe probleme. Înseamnă rezistența la așa. Astea sunt mai lungi de aici. Așa. A ieșit șurubele, le punem aici, o garnitură aici, asta în spate aici. Așa. Pot să apropii. Mai bine. Așa, haide să sper să prind un cadru bun. Da, haide să încercăm. Uitați, pistonul, n-am cum să bag mai mult camera din cauza mânerului de la frână, o să dau așa puțin. Ajungă la segment, gata, pistonul e deasupra. Eu îl văd pe cilindru, nu are niciun fel de uzură, haide să încerc și nu știu să sucesc drujba altfel. Poate așa se vede mai bine, nu știu. Da, uite, se vede în spate. Cilindru. E curat.
să ridic puțin spre piston. Ia uitați-l. Ușurel să dau de segment. Gata. L-am aliniat. Uitați și voi, depunerile sunt minime pe aici. În orice poziție. Nu sunt cu probleme. Și cam așa arată motorul ei după 9 ani. Uitați-vă și voi cât de curată este toba. După 9 ani, uscată, curată. A mers foarte bine. Are 4 găuri în 4 colțuri. Deci cam asta e treaba cu ea. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!